Salutare băieții și bine ați revenit la mine pe canal la un nou episod. Este nouă săptămână, este o zi de luni. Voi ce faceți băieți? Cum vă petreceți această săptămână? M-am gândit ca astăzi să vă prezint top 25 fotbaliști români din FIFA 21 după rating. Dacă vă place și acest episod, haideți să vedem dacă putem să ajungem eu la 1000, poate chiar 1500 de like-uri și în continuare eu voi posta noi episoade cu și despre FIFA 21. Am și o provocare pentru voi băieți, haideți să vedem, v-am mai spus, dacă putem să ajungem la 40.000 de abonați până în ziua apariției jocului FIFA 21. Și avem și primul jucător din acest episod, pe locul 25, este vorba despre Ciprian Deac, care a marcat 11 goluri pentru cei de la CFR Cluj în acest sezon și se află și el în topul golgheterilor din Liga 1, un card care arată foarte bine la FIFA 21, un card de 73 cu 67 pace, 73 dribbling, 74 shooting și 74 fizică. Locul 24, mitraliera naționalei Under 21, este vorba despre George Pușcaș, care se simte foarte bine la cei de la Reading, a marcat 12 goluri și are un card de 73 în FIFA 21, plus 2 la rating și pentru el, 72 pace, 71 shooting și 70 dribbling și un plus de plus 2 la physical pentru George Pușcaș. Trecem mai departe pe locul 23 și l-avem pe Tănase de la FCSB cu un nou card de 73. Tănase a marcat 7 goluri pentru cei de la FCSB în acest sezon, dintre care 4 goluri în cupele europene. Sincer, merita mai multe goluri Tănase în acest sezon, dar am văzut foarte multe faze cu el când a pasat decisiv, ceea ce îl face un jucător foarte, foarte bun. Pe un de la CFR Cluj, care și el joacă din ce în ce mai bine, atât în Liga 1, cât și în cupele europene. Nu știu dacă vă amintiți de acel gol anul a lui Păun din finalul meciului cu Sevilla, un card super fresh și pentru Păun de 73, la fel ca frizura lui fresh, cu 86 pace, 67 shooting, 75 dribbling și 66 passing. Pe locul 21 îl avem pe Alibek, care pot spune că a revenit. Alibek a mai slăbit și joacă foarte, foarte bine în Liga 1. Să nu uităm că este locul 2 în topul golgheterilor cu 14 goluri marcate pentru cei de la Astra Giurgiu și dacă am înțeles bine de la Alibek, el o să vrea să se transfere în sezonul următor la o echipă mult mai bună. Pe locul 20 îl avem pe Niță, fostul portar al celor de la FCSB. În vârstă de 33 de ani, Niță nu prea mai jucat la Spartak Praga în acest sezon. Sezonul trecut a jucat 28 de meciuri, dar din păcate în acest sezon a fost prezent doar în 15 meciuri și va avea un card silver de 74 în FIFA 21. Cristi Manea, locul 19, tocmai s-a întors de la Apollon Limassol, el a fost împrumutat acolo pentru o perioadă de timp și a revenit la CFR Cluj, pot spune că este cel mai bun right back din FIFA 21, poate și Mogoș va fi la fel de bun ca în FIFA 20, dar Cristi Manea promite și el foarte multe în acest sezon, atât în fotbalul real cât și în FIFA 21, un card cu 78 pace, 71 defense și 75 physical, un card jucabil, mai ales dacă o să vă faceți o echipă de români la Weekend League. Denis Mann, un jucător despre care am mai vorbit într-un episod anterior. Denis Mann, un jucător constant, care joacă foarte bine la FCSB. Din câte am înțeles, Gigi Becali ar vrea să-l vândă, dar pe o sumă foarte mare, încă nu a primit o ofertă pentru suma pe care o cere, dar un card foarte bun pentru Denis Mann în FIFA 21 cu 87 pace îl face un jucător foarte rapid, așa cum este și în viața reală. Un alt stranier, locul 17, este vorba despre Bogdan Stancu, care se simte extraordinar de bine în Turcia. În acest sezon a reușit să marcheze 11 goluri pentru echipa din Turcia și aceste 11 goluri au fost marcate în doar 15 meciuri, o performanță foarte, foarte bună pentru Bogdan Stancu, un atacant de 1,82 înălțime. Alexandru Maxim, locul 16, jucătorul din Piatra Neamț, care în fiecare an aproape a avut în FIFA 5 steluțe la skill moves, un jucător foarte bun și în acest an, un card de 74. Alexandru Maxim joacă foarte, foarte bine la Gaziantep și sincer sper ca și în acest an să aibă 5 steluțe la skill moves. Trecem repede la locul 15 și l-avem pe unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, băieți. Este vorba despre Cicâldău,
care va avea un nou card de 74, o performanță incredibilă pentru Cicâldău, care joacă ca mijlocaș central și a reușit să marcheze nici mai mult, nici mai puțin de 15 goluri pentru cei de la Craiova, un jucător crescut la Academia lui Gică Hagi, care sincer sper să aibă foarte multe carduri speciale în noul sezon de FIFA 21. Locul 14, băieți, este vorba despre Gabi Iancu, golgheterul Ligii 1 din România, care va avea cel mai mare rating upgrade din Liga 1 și totodată din acest episod, plus 9 pentru Gabi Iancu, un nou card super, super bun de 74 cu 85 pace, 74 dribbling, 72 shooting. Gabi Iancu a reușit să marcheze 17 goluri pentru echipa lui Gică Hagi și pot spune că este unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Viitorul Constanța. Alexandru Băluță, fostul jucător al celor de la Craiova, cât pe ce să nu-l avem, băieți, în FIFA 21, el este împrumutat la Slovan Liberec în acest moment, dar fix peste o săptămână va reveni la Slavia Praga și va fi din nou coleg cu Stanciu acolo, un nou card super bun al lui Băluță, gold de data asta în FIFA 21, cu 88 pace, 78 dribbling, 73 shooting și 70 passing. Nu a fost cel mai bun sezon pentru Andone, care a reușit să marcheze doar 2 goluri la Galatasaray. Peste 2 săptămâni îi va expira contractul de împrumut și lui cu cei de la Galatasaray și se va întoarce înapoi la cei de la Brighton. Va avea un card de 75 în FIFA 21, un downgrade de minus 1 pentru Andone, un card fără viteză din păcate din nou pentru el și cu mai puțin shooting, dar sper ca Andone să facă un sezon mai bun anul acesta decât în FIFA 20. Locul 11, poate cel mai mare downgrade din păcate din acest episod, este vorba despre Răzvan Marin, care din păcate nu prea a jucat atât de mult la Ajax Amsterdam, doar 17 meciuri pentru el jucate acolo, față de sezonul anterior unde a reușit să marcheze 16 goluri la Standard Liege, un nou card de 75 pentru Răzvan Marin, cu 66 pace, 74 dribbling și 72 shooting, un card care sper să crească și sincer îmi doresc din tot sufletul ca Răzvan Marin să prindă meciuri la Ajax Amsterdam. Și am ajuns la top 10 români din FIFA 21 și l-avem pe locul 10 pe Florinel Coman, pe care vi l-am mai arătat într-un episod anterior, plus 6 rating pentru Florinel Coman. Nu merită să fie pe locul 10, dar după cum v-am mai povestit în acest episod, ne vom lua după rating. 12 goluri marcate pentru Florinel Coman în acest sezon și sper ca acest jucător să crească cât mai mult și de ce nu să-l vedem pe Florinel Coman în sezonul următor la Manchester City. Locul 9, Vlad Kirkeș, băieți, un jucător foarte bun al naționalei noastre. Din păcate, Vlad Kirkeș nu prea a prins atât de multe meciuri la Sassuolo. Să nu uităm că el este împrumutat la cei de la Sassuolo de la Napoli, cu obligația să fie cumpărat de către cei de la Sassuolo. Așadar, fix peste o lună îi va expira contractul de împrumut și va rămâne jucătorul celor de la Sassuolo. Un card care, sincer, nu arată extraordinar, doar 61 pace în FIFA 21, 77 defense și 70 fizică. Pe locul 8, băieți, îl avem pe Constantin Budescu, care nu mai îmbătrânește. La vârsta de 31 de ani, Budescu rămâne constant, după cum puteți vedea, atât în viața reală, cât și în FIFA. Un mic downgrade la viteză acolo, dar își menține acest card de 76 și din punctul meu de vedere, Constantin Budescu rămâne fotbalistul cu cele mai frumoase execuții din istoria României. Alexandru Mitriță, americanul nostru cu care ne mândrim, a reușit să marcheze nici mai mult, nici mai puțin de 14 goluri pentru cei de la New York City, un sezon extraordinar făcut de Alexandru Mitriță acolo. Mulți au zis că nu o se adapteze în America, dar priviți cât de bine se simte Mitriță acolo, plus 1 și pentru el în FIFA 21, un nou card de 76, 86 pace, 72 shooting și 81 dribbling și Alexandru Mitriță intră serios în calculele mele pentru primul super sub din FIFA 21. Pe locul 6 îl avem pe Stanciu, jucătorul celor de la Slavia Praga, care și el la fel joacă foarte bine pentru echipa cehă. 4 goluri marcate pentru Stanciu în acest sezon și totodată Nicușor Stanciu a reușit să dea 9 asisturi, ceea ce este foarte, foarte bine, un plus 5 la passing pentru el pentru aceste asisturi. Este normal, un nou card de 77,
plus 2 rating pentru el și un nou card care arată foarte bine în noul sezon. Radu, unul dintre cei mai buni portari români pe care avem la ora actuală. În sezonul anterior, Radu a fost împrumutat de la cei de la Inter Milano la Genoa și momentan este împrumutat la Parma pentru încă o scurtă perioadă de timp până pe 31-a 8-a, luna viitoare, apoi Radu o să revină la cei de la Inter Milano și va avea un card de 77 în FIFA 21, cel mai probabil la Inter, dacă nu va fi împrumutat din nou la o altă echipă. Pe unde a jucat, Radu s-a descurcat extraordinar și pot spune că de-abia aștept să-l testez în noul sezon de FIFA 21. Și am ajuns la locul 4, băieți, și avem din nou un portar. Este vorba despre Ciprian Tătărușanu, portarul echipei naționale de fotbal a României. Tătărușanu se simte și el foarte bine la cei de la Lyon și va avea un card tot de 79 în FIFA 21, un card care arată foarte bine în continuare și să sperăm că Tătărușanu va reuși să obțină câteva carduri speciale în FIFA 21. Și am ajuns la locul 3, băieți, și l-avem pe nimeni altul decât pe Yanis Hagi cu un super upgrade de plus 6. L-am mai prezentat acest upgrade în episodul anterior când am vorbit despre transferuri. Mulți m-ați întrebat de ce o să aibă un card de 80. Vă spun eu de ce, pentru că a făcut un sezon extraordinar atât pentru naționala Under 21, cât și pentru cei de la Rangers. Este unul dintre cei mai buni jucători ai celor de la Rangers alături de Kent și sunt sigur că aceste upgrade-uri a lui Yanis Hagi nu se vor opri aici. Și am ajuns la locul 2, băieți, și l-avem pe Radu Ștefan cu tricoul lui oficial din finala Cupei Italiei. Radu, un super fundaj central al celor de la Lazio, un sezon extraordinar făcut de Radu și a reușit să marcheze chiar și un gol pentru cei de la Lazio. Este unul dintre titularii incontestabili al celor de la Lazio și o face foarte, foarte bine în fiecare meci. Și nu puteam să terminăm acest episod, băieți, decât cu Gică Hagi, cel mai bun român din toate timpurile din punctul meu de vedere, alături de Dobrin. Un card de 92 pentru Gică Hagi la FIFA 20, un card pe poziția de left mid, care sper să se modifice la FIFA 21 și să se transforme într-un card cam, un card care arată foarte bine. De obicei, iconurile la FIFA rămân neschimbate de la an la an, dar chiar și așa, Gică Hagi va fi din nou cel mai bun fotbalist român, atât în viața reală, cât și în FIFA. Așadar, băieți, acesta a fost episodul cu top 25 fotbaliști români din FIFA 21. Nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, foarte important, să reușim să facem 40.000 de abonați. Eu vă mulțumesc că din nou ați fost alături de mine. Până data viitoare, eu am fost Tudor și v-am pupat. Pa, pa!